Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Aici fermierul vostru preferat împreună cu Marius de la Pet Express, fondatorul Pet Express. Și astăzi am venit în vizită la un adăpost pentru câini, Pink Paws Shelter, unde o să vorbim și cu doamna care se ocupă la final. Acum râde că am zis doamna. Sunt undeva la 20 de câini. Am filmat deja, am tras de aia, ne-am murdărit. Noi de aici plecăm amândoi la Rome Expo. La expoziție. Vă prezint un pic animăluțele și boxele și vă spunem exact ce vreți să facem. De ce suntem astăzi aici? Facem două lucruri foarte frumoase. În primul rând, cu Alexandra am luat legătura printr-o cunoștință și o veți cunoaște puțin mai târziu sau mai devreme. Dar pe magazinul nostru online, pe petexpress.club, din tot ce se întâmplă ca vânzări în fiecare lună, pe gamele pe care noi le importăm, Tundra, Natural Greyness, Puffins, Carlea și ce vor mai fi în viitor, 5% sub formă de hrană vor veni către acești cățeluși. Cu tot dragul nostru. Și asta nu este ca o laudă, este ca un îndemn, dacă puteți ajuta să o faceți și voi. Atât de la noi, scurt și la obiect. Da, și după cum am spus și eu de atâtea ori, când poți să ajuți, chit cât de puțin e, poți să faci o treabă. Știți că și anul trecut am venit și v-am cerut ajutorul. Eu, pentru ziua mea, nu-mi doresc nimic, să fiu doar sănătos, să pot să duc domeniul Angel mulți ani de zile. În schimb, pentru conținutul pe care îl creez, pentru vizitele pe care le-ați avut la fermă, dacă vreți să mulțumiți, acum este momentul, vă las mai multe conturi în descriere, puteți dona oricât și 5 lei oricât, toți bănuții vor veni pentru mâncare, pentru cești pufoși de aici. Toate adăposturile, vedeți cum sunt făcute, vine, o să vi le arăt eu imediat. Mai vreți să mai spui ceva? Nu, suficient. Suficient, o să o cunoașteți și pe doamna care se ocupă. Este ăla cu albul, vezi? Da. Uite ce atâta dragoste aici! Ce atâta dragoste pe voi! Da, mă, băiatul! Da, mă, fetița! Da! Să nu mă uită deget! Oh, să trăiască domnul director! Unde era pe stradă? Unde era pe stradă? Era pe stradă, la noi și acolo. Ah. Că e agresiv, e, are probleme cu mansarda. Care, cel alb? Frumos? Frumos? Păi vă murdărește și vă duceți la întâlnire. A. Schimbăm pantalonii. L-ați salutat pe domnul Ulfă. Da. Ți-vă-i! Ce viteză are asta! Fetele, da. Băi, ce viteză asta? Să zic că vă loviți. Ci tata. Hai, hai aici, vino aici. Alexandra, vine lângă tine. Stai acolo. Bună, suntem aici cu Alexandra Sora la Pink Paws Shelter. Și avem deja pe lângă noi cățeluși. Este un micuț, dar foarte curat. De la cățeluș de la talie mică la talie mare. Și Da, ce bravo. Ce e grăzuț?
Mă-i turdufel! Mă-i turdufel! Stai, ușor, ușor, ușor! Bravo, bravo! Da, insistă, da, insistă cu săritul. Domnul are 12 ani. Oho! Aici îți place, știu eu că aici îți place. Așteaptă, așteaptă, așteaptă. Stai. Cici! Alexandra, că am pus pe da, da, frumusețe. Da, frumusețe. A, nu mă lua de deget. O, ce tremură s-a dat. Sunteți întreg, domnul? Da. Crăsuți? Și l-arătăm și pe domnul Ioco, care are 18 ani. Hai să-l vedem un pic. Cel micuț de acolo, micuț, că nu e micuț, e detalii mare, are 18 ani. Și da, e mai, să zic așa, un pic mai pleneș. Nu iese afară. Ce faci? Grăsus. Băi, și cum îi sunt? Se mai ceartă? Rar, tocmai de-aia. Eu le dau drumul pe... Pe boxe, da. Ce viteză are asta? Da, domnișoara, da. Uitați viteză. Fetele, fete. Nici nu putem urmări. Ca o miau. A miau. Aveți 2, 4, 5 cu 5, nu? Nu am. Ai 5 cu 5 targuri. Corect. Deci sunt 10 țarcuri. Stați că eu mă și apăr de ei. Nu vor să mă muște, vor să joace. Sunt 10 țarcuri. Și uitați cum sunt cu beton. Și îi pot să intrăm și la ei în căsuță dacă mă dau voie. Ți-vă muzică! Ți-vă muzică! Să nu mă muști! Bravo, bravo, bravo! Ce frumos au! Condiții, nu... S-au supărat că am venit aici la ea în casă. Pe limba noastră. Foarte bine că e cu beton și cu din asta ca să... Deși sunt aici 20 de câini, 21 pic de câini, nu miroase a dejecții fiind beton. Să ia și să duce în pământ în mare parte. Dacă era doar beton, era un pic mai le complicat. Le dăm drumul și la cei mici sau trebuie închis cei mari, nu? Sunt drăgălași. Doșnițul, doșnițul lui tata. Știți că sunteți fără mulți. Hai! Da, să vedem cum intră la loc. Uite, tu ești un pic cam, ești cam rotunjiuț, așa ești. Uite ce curuleț aici. Bufleică, mică. O bufleică. Nu mai sări. Nu e așa de greu, o fi 20, dar nu e așa de greu să îi bagi înăuntru. Dați drumul la pufoșenii? Păzea. Și să vină pufoșenile. Ce faceți, mă? Măi, țiți. Mă, ce e aici? Ce mă știi să dai pupicii? Uite ce frumusețe am eu aici. Ce faci? Păi ești afară la Goloneană? Păi ești afară? Du-te cu... Și viteză! Mai e pufoșenii! Mai e pufoșenii! Pe acesta l-ai împrietenit, acum e... nu fura telefonul! Ești pe categorii. Prin cei mici. Mai sunt și aici amititei. Cel alb e bișon. Mă, ce vrei? Nu, ce e aici? Ceva de genul vreau să fac și ultimele boxe. Boxe pe parte și aici curte comun. Ca să pot să le scot împreună, știi? În mare parte. La găinușa? Găinușii, curații, pitice, cu mai multe chestii, știi? Vreau să le fac și cu apă. Hai! Vreau să vedem cum intră acum acasă, hai, fiecare. Vezi, e bine, intră. Haide! Haide! Hai la tată, hai! Haide, băi, hai! Bravo, mă, piticanie! Haide!
am talent. Nu vreți să mă angajați aici să... Oricând. Ba câinii înăuntru doar. Oricând, domnul. Bravo, băi, ne mai vedem. Stai. Stai așa un picuț. Stai. Așteaptă. Domeniu Angel s-a închis de astăzi aici. Voi sta de acum înainte cu ei. Gata, nu s-a tins. Repede, repede, repede. Ăștia se suportă între ei? Da, da. Bravo, 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 băi. Uu, tu ce cauți, bă? Nas lung. Da, 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 da. Și aceia sunt puiuți încă? Care țipă? Bra, bra. Nu. Asta-i glasul lor. Da, nu, au în jur de 3 ani, 4 ani, cam așa. Păi, aveți dreptate, funcționează. Da. Hai. Pe la spate, să vedem cum ții mâna pe la spate. Ce anume? Să văd cum ții mâna pe la spate să nu sară. Stai, gata, gata, cârnată. Nu, dar știi ce faci? Când vine, te dai cu piciorile așa sau pe partea alaltă. Nu, știi? Că dacă te ferești, sare și mai uitare. Poți să-mi dai și eu unul pe umăr? Ia. E sigur? Da. E cel mai greu. Nu. Are 18. Haide. După tine. După mine. Deci exact ce fac acum cu Marius, cărânsaci, așa o să facem și după ce strângem bănuții de la voi. O să lăsăm undeva la 2 săptămâni timp să strângem, ca să aibă toată lumea timp să vadă videourile și tot. Și după aia filmăm când venim și cu mâncărică pentru aceste piticani. Sunt aici cu doamna Alexandra, capul. La tot ce e aici? Corect. Corect. Aveți 20 de câini. Pe acolo, pe acolo, pe acolo. Așa cu aproximație, mai spre exact? 20 și... 20, 20, 20. Dumneavoastră cu soțul vă ocupați de tot aici? Corect. Zi de zi? Nu, zi de zi. Mai mult de la jumătatea săptămânii până spre sfârșit. Mai primiți căței acum, dacă... Nu. Nu mai primiți. Dar, în schimb, cei pe care am văzut astăzi, o mare parte din ei sunt se pot lua în adopție? Da, da. Sunt spre adopție majoritatea din ei. Lumea caută să ia? Sunt mai răruți. Mai răruți. Mai sunt câțiva care nu sunt sociabili și atunci nu sunt pentru adopție, pentru că nu vreau să risc niciun fel de situație. Da. Și dacă vrea lumea, de exemplu, să vină odată să își aleagă un câine, unde mare vă găsește? Și unde vă găsește? Scrie. Pe Facebook? Păi pe... vă las, da, profilul de Facebook și... Vă las eu în descriere tot și puteți să veniți, vă alegeți cățelul, sunt și mai mari și mai mici și mai nebuni și mai cuminței. Noi o să strângem 2 săptămâni, aveți timp să trimiteți, să vă las toate. O să vă las 2 conturi în descriere. Toți bănuții vor pleca în mâncărică pentru aceste ființe și o să încercăm să facem un pic mai des treaba asta. Până acum n-am făcut-o pentru căței sau pisici, în mare parte am făcut-o pentru oameni, dar am zis să încercăm și pentru animale. Mulțumim. Ne mulțumesc după, când venim cu saci. Corect, corect. Așa facem, o să filmăm și când venim cu saci. Mai ai vreo idee, Marius? Na. Bine. Bun, cam atât pentru astăzi. Eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat. Împreună cu mine a fost doamna Alexandra, în spatele camerei Marius. Mă găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube Domeniu Angel. Până data viitoare susțineți producătorii locali și haideți să ajutăm un pic aceste pufoșenii. Pa!